Salut, salut! Și bine te-am găsit la un nou episod din Career Mode cu Wolverhampton. Nu-i mai putem spune drumul spre glorie, că deja eu zic ușor, ușor am ajuns la glorie. <laughs> Na, nu chiar, mai este ceva până acolo. Dar, desigur, un nou sezon, o nouă speranță de a câștiga campionatul. Data trecută am fost atât de aproape să câștigăm campionatul, dar desigur gola de ne-a despărțit față de Chelsea și desigur Chelsea a câștigat, a câștigat desigur campionatul. Păcat, dar oricum și Champions League-ul este așa o țintă pentru noi. Desigur, atunci, dacă mai țineți minte, ni s-au oferit o grămadă de bani, 120 de milioane de euro sau cât, ni s-a spus că am câștigat, știți vă la ce mă refer. Și după aceea am venit aici la finanțe și am observat că clubul mi-a oferit de abia 16 milioane. Cineva prin comentarii a și spus că este cea un bug și nu știu ce și... Da, într-adevăr, da, 16 milioane, trebuie să lucrăm cu 16 milioane, fraților. Asta e un buget destul de nașpa, dar eu sper că să putem să lucrăm cu acest buget și desigur totul constă în ce vindem, aș spune eu așa. Sper să vând, de -a, acum au venit o ofertă pentru Giro, îl vinde pe Giro, îl vinde pe ăla, îl vinde pe ăla. Știi, aia e totul, ca și data trecută, eu zic să așteptăm, să nu ne grăbim, să vedem ce oferte vin pentru toți jucătorii și după aceea, desigur, să facem niște decizii și să vedem pe cine ce cum cumpărăm. Bun, nebunul de ghezal a fost o beste pentru noi, ne-a ajutat enorm de mult și eu zic că ar merita 19 milioane, iarăși cer o grămadă de bani, fac exact cum a făcut și pentru Andrei Ivan, dacă mai știți. A zis că îmi place de Ivan și toate cele, dar dacă primesc suma respectivă, eu îi dau drumul și așa voi face și cu Ghezal. Am spus, totul este de vânzare în acest scărir, mă, de excepție, de sigur, să zicem, Renato Sanchez și poate Musonda. Bun! Deci, hai să vă arăt noile achiziții la echipa noastră. Este Abubacar, Abu care a venit acum recent la noi, desigur. Un pic de accelerație, tech positioning, sprint speed și, desigur, 84 strength. Oi! Și, desigur, aici dacă ne uităm, totul verde așa și cum trebuie, pac-pac, țac-țac. Dar, totuși, 4 5 stele la skill moves, Dumnezeule. Și, desigur, are trait-ul de, de uh, flare și desigur are și un beast rating dacă ne vom uita pe Foodhead o să vedeți care are chiar un beast rating ok, Rakitski care mi se pare mie surpriza ascunsă din mâneca mea, știți bine că tot timpul am eu o surpriză ascunsă un jucător de care mulți dintre voi nu știți, poate unii știți, poate unii nu, poate unii vor veți zice, de ce naiba l-ai luat pe ăla, mă? că nu-i nume, nu-i nu știu ce. Păi ia fi atent aici de ce l-am luat pe eu pe Rakitski. Pe lângă care are greș în 87 și zici că ar fi ceva killer, 80 stamina, are și viteză, 76 sprint speed, holy shit, și desigur, hai să vedem aici, 81 ball control, 84 long pass, 85 long shot, ăsta e pirlo, e pirlo al apărării, fraților. 85 long shots, marking 87, 86 short pass, 88 shot power. Băi, ăsta are și long shots și shot power. Cred că ăsta o să fie noul nostru ăla la lovituri libere. Uh, sliding tackle 84, standing tackle 86. Băi, voi vedeți ce văd și eu aici cât verde de la intens totul peste 84. Hai băi, o nebunie mă, ucranian mă. Long passer, long shot, staker, power, free kick. Păi, ce să-ți mai dorești? Îl avem desigur pe Ștefan de Vrijin, uh, care desigur deja e evoluat la 85 overall, 70 acceleration, 87 interceptions, 69 stamina acolo puțin, dar lipsește lui, marking 88 pe marking, slide tackle 82 și la standing tackle 91 fraților. Vai, vai, vai. Așa da, așa da. Și desigur îl avem pe nimeni altul decât Leno la 8. 10 și 8 overall. Îl vedem pe Lenul la 88 overall. Pur și simplu noul Noer, aș putea zice. 88 diving, 85 handling, 77 kicking, 88 positioning și 84 reflexe. Putem spune că doar la reflexe ce uh, e mai bun uh, nebunul de Dragovski. Bun, și desigur avem și pe Carlos Vela care permite că este pe tușă, încă, încă aștept să văd ce o să se întâmple cu uh, Ghezal, dar dacă pleacă e clar că Vela o să ia per moment locul, dar să vedem, să vedem și alte transferuri ce se vor mai întâmpla aici, oricum eu sunt ferici, foarte fericit de transferurile făcute până acum, mai ales stea liber de contract Sper că și voi sunteți de părere cu mine. Dacă nu, aia e. Ia să vedem ăștia. Grimsby Town, bla, bla, bla. Ok, o să vină Grimsby Town să-mi-l cumpere pe Aaron Simpson la 300.000. Așa, văd că Nouri se duce la Crystal Palace pentru 13 milioane jumate și gândiți-vă asta, am, să fac așa o mică paranteză. Săracul, să ne, să, ar trebui să țină un moment de reculegere acum că-i văd numele. Știu că acum câteva zile, nu de mult, uh, ci s-a aflat în știre că la antrenamente, la un meci de ăsta de antrenament, uh, Nuri, pur și simplu, s-a oprit din timpul meciului și a căzut pe, a căzut, s-a pus pe jos și nu s-a mai mișcat. Uh, lumea zice că a avut ceva atac de inimă sau așa ceva, iar acum este în spital, încă trăiește ca noroc, pentru că a fost ca noroc în Olanda și nu în România să se întâmple din nou cazul Ekeng, dar, din păcate, desigur, este momentan în comă indusă, deci este într-o comă pusă de către medici, gen, știți ce vreau să zic, este comă pusă de medici, nu, na, pentru siguranța lui și desigur sigur, na, să te gândești că bine că a fost în Olanda, au venit un elicopter, una, două, rețin imaginile că a venit un elicopter, l-a luat de acolo, l-a dus într-un loc mai sigur, ai, 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 aproape ca și Ekeng și nu e exagerat în sens chiar ca și Ekeng a fost acest caz ca noroc zic din nou că a fost rapis doctorii de acolo și l-au rezolvat. Bun, văd că aici vine iarăși ofertă pentru Ghezal, toată lumea îl oferă pe Ghezal având în vedere de sigur că a fost, na, a fost acolo Golgeter. Hull City mi a oferit 5 milioane pentru Giro, poate că aș fi putut obține mai mult, dar știi cum e, ar fi trebuit să joc, ar fi trebuit să una salta. Așa dacă mi se dă 5 milioane, no stres, nu no nu știu ce, ai de-l încolo. Bun, Renato Sanchez, am și spus că ăsta este un om pe care eu nu o să-l vând pentru că mi-este tare drag și știu că o să evolueze bestial de bine. A, așa, hai că la Kjoln să-l vând puțin mai ieftin, așa cu 500 de, mii de euro. Ia și de mai aici, care este problema? A, bu, opa, opa, oh, ok, ok, am găsit și câțiva jucători liberi de contract care mi s-au părut interesanți, așa că îi voi achiziționa. Și desigur, un alt lucru, să spun așa, squad role your offering, ok, du-te dracu Hanca. Un alt lucru, ceea ce am observat, că de când au fost niște update știți că vă și ziceam că băi, nu știu ce cu scouterii mei, că nu-mi găsesc jucătorii liberi de contract, presupun că țineți minte. A, așa, de exemplu, na, știți cum e la un nou sezon, de obicei apar regenurile, că jucătorii se retrag, apar rigenurile și de obicei rigenurile apărau, dacă mai țineți minte, la acolo, la jucători fără echipă. Știți bine la ce mă refer. Și desigur, în ultima vreme, în ultima vreme, jucătorii aia nu mai apar acolo la liber de contracte, acum acolo apar cum știam și eu de pe vremuri, că gen se duc la o anumită, la anumite echipe indiferent. Iar ai, ai, asist, mi Everton. Ok. Bun, hai să facem un prim transfer, având în vedere de sigur că o să-mi cu un RB. Uh, direct mă pun pe treabă să-mi caut aici un RB de calitate. Ar fi foarte amuzant să le iau pe acest, uh, pe Fosu, pe Fosu Menshach așa, chiar că o să și fac ofertă, mai ales că e ieftin și știu că evoluează foarte bine, așa, o să vi-l ofer pe Iorfa să scap de el, 5 milioane zice că valorează, așa că eu am să mai pun un 2 milioane per moment, 2 milioane plus Iorfa să vedem cum reacționează băieții. Așa, totodată o să ofer o ofertă și pentru TT, chiar dacă deja cam costă băiatul ăsta, cam costă, hopa, 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 mititică, deja trebuie să dăm bani pe nebunul ăsta, dar, da, hai, să facem niște oferte, să vedem ce, cum, cum, bă, dar totuși, mă, chiar puțin bani mi-au lăsat ăștia, mă, bă, nebun, chiar foarte, foarte puțin, ia, văd că ăștia iarăși trebuie să le dau scout, na, da. bine că observ acum, da, lasă, facem de asta mai târziu. Bun, hai să vedem alte transferuri, ceva, nu mi se cumpără, ghezal, 14 milioane 500, hu, nu, 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 nu era oferta, sincer, nu era oferta, am să mai las puțin din preț, că poate 19, chiar, bă, 16, 16, hai, 18, hai, 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 Betis, hai, Betis, cumpără-mi cu 18, că ești genială. Băi, ești nebun, mi-a oferit Betis. Ai, 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 ai. Na, na, na. Vedeți, băiții? Vedeți? Și l-am luat pe gratis. Bun, să duc giro la Hull City. Și asta cu 300 de mii, perfect. Vin banii. Vin banii la echipă. Hop, 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 hop. azi de mai aici. Aiax, uh, Weeble, bla, 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 bla. Desigur, uh, na. Mai, mai, mai băgăm bani. Mai băgăm bani. Hai, 9 milioane. Ia să vedem, desigur, cu așa cu schimbul. Ia încrești de cash samtul. 9 milioane. Aoleu, vă știți nebuni, mă. Vă știți nebun de legat, Da, Iorfa valorează 5 milioane. 5 bulioane valorează Iorfa. Vă știți picați în cap, mă. Ia us bă, Mainz, tu n-ai bani, tu n-ai bani de ghezal, hai, du-te, că l-ai luat, amu, pe Maxim, în realitate, hai, vâja, bun, hai, 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 vreau să văd oferte, vreau să văd oferte, uuuh, câte oferte, U, Rangers, ia ce să sună Rangers, pe hai, că la Rangers te dau mai ieftin, bun, alți uh, Bournemouth pentru un an, uh, nu știu dacă, as... chiar nu știu dacă o să joace la Bournemouth, o să refuz, mi-ar mi place o echipă mai mică pentru el. U, ofertă pentru Dragovski, dar uh, voi refuza, mama. deja pot să cel 43 de milioane pe Dragovski. Nu, voi refuza, Dragovski este, este încă folositor. Bun, uh, asta Musonda, dacă tot o venit Barcelona să mă întrebe de sănătate, Musonda vreo 60 de milioane și -i dau drumul, dar mai la 60 de milioane. Cam zis, că tot e de vânzare, dar la un preț uh, corespunzător, dacă mă înțelegeți. Bun. Yes, then. Players returning from loan. Foarte bine. Aici scoutery. Uh, alte oferte. Aia, aici ai. Ok. Sporting. Băi, dar toată lumea îl dorește pe Ghezal. Toată lumea la picioarele lui Ghezal. Incredibil cum e băiatul ăsta, mai. Pe toată lumea. Pe toată lumea. Poc, 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 poc. Băi, ești nebun. Ești nebun. Aiax. On its own, bla bla bla, we are willing to reconsider. 10, da, hai mă, hai mă, că deja e la valoarea lui. Vă și dau un RB în locul lui. Știți, deci nu rămâneți descoperiți pe perspectiva poziție. 5, uh, hai 5 cu 5, deja vorbim de 10 milioane aici. Hmm. De acolo scris că ar indica că e 13. fu tu marea masie. Ok, o să fie greu, o să fie greu, vom trebui vânzări. O, oh, Iorfa, perfect, 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 dacă vine o ofertă directă de cash, 6 milioane nu vreau să negociez, că expiră contractul mâine, poi mâine, știți ce vreau să zic? Și n-are rost. Da, 5-9, hai, 5-9, 5-9, 5-9, ha? dai 5-9, hai mă Barcelona că tu ai bani, nu te zgârci, nu fii Gigi Becali. Hai, hai, bagă bani, bagă, bagă, bagă bani, bagă, bagă, bagă bani, 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 bagă, bagă, bagă bani, bani, bani. Bă, uite-te, bă, ce fane vă și Ștefănescu, cu Matei, cu bă, valoros, suntem valoroși. Na, ai bine atunci dacă, dacă o să plece Iorfa. 15, U. hai, 17, 17 jumate, hai, 17 jumătate, hai. Băi, deci aici sunt niște negocieri, fraților, la, cum să zic eu, la, așa, la milimetri, la milimetri. Eu încerc să scot un preț imens pe el. Transfers broke down, transfers broke down. A, bine, nu-i stres, dacă rămâne gazalios eu sunt fericit. Nu contează, știi? Așa e bine, așa e bine, indiferent. Oh, United acceptă. Aoleu, -o fixăm că nu o să fiu gata să-l vând, nu? Oh, bac pula. Da, hai sa să vedem, dacă nu o să pleci Iorfa acolo la echipa, o să chiar să reîncep negocierile cu United. Ha, bine, 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 rămâne de văzut atunci. Hai să vedem cum se descurcă Middlesbrough. Uh, stai, Ghezal. Stuttgart, oh, ok, Stuttgart, 17, hai că îl mai lăsăm din preț, că poate 19 e prea mult. 17, eu zic că este chiar ok. Bun, hai că acceptăm și de la Middlesbrough, nu negociem, Iorfa îmi pare rău, dar nu, no, dacă tu ești bătut în cap și vrei să pleci, du-te cu aie, du-te, eu să te țin la echipă, eu nu te țin la echipă, eu te vând, eu te vând. Oh, și o, și-o să că sunt la scout, rea, că am băgat aici o grămadă de jucători, mulți și de ăștia ce drept, uh, uh, posibil, așa zis, posibil. o, uh, uh, mania la Blackburn Rovers, n-ai ce-mi place, mă, aici da. Aici, da. Hai mă, că n-aveți voi bani, Rangers. N-aveți voi bani. Marș acasă. Așa, aici din coace. Uuu, nu, 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 nu. încă e bun. Magnuson încă e, încă e, încă e șmecher. Pe Mania. Pe Mania la Blackburn Rovers pentru un an de zile. Sunt de acord că așa nu o să mai comenteze. O să fie și el fericit. O să fie și voi fericiți. Toată lumea o să fie fericită. Eu sunt de acord. Bine, Mania. Hai, du-te acolo. Ia sa vedem, we consider to be over uh, Musonda 53 de milioane Ui. 53 de milioane coaie Deja am voce de pițigătoare 60, hai Hai, hai Barcelona 60, bagă, bagă, 60, te rog eu Hai Barcelona Hai Barcelona, nu vine sa cred Dar acum apar că sunt suporter aici Zic hai Barcelona 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 Ole, ole, ole! Băi, ești nebun să-mi dea Barcelona atâta bani pe muson, dar chiar dacă e bun, chiar dacă e tânăr, chiar dacă evoluează, pun la dracu și în praznic. Băi, ia bani, mă, ia sunt tone de bani, ghiți-vă voi la 60 de milioane, cât jucători putem să luăm. Fuuu. Bun, Dominic Iorfa, l-am vândut. Asta înseamnă că să să reîncep negocierile cu, cu tipul ăsta așa tu iar reîncepem, 7 milioane, bla bla bla, 7 milioane, scriem acolo, bun, bine că l-am dat totuși pe Orfa, într-un fel este bine că am scăpat de el, că nu vrea să-și refacă contractul, erau certuri, erau nu știu ce, noi jucăm în Champions League, Orfa că n-a vrut să-și extindă contractul, acum joacă la Middlesbrough, acolo la retrogradări, la speranța de viață, dar, eh, Decizia lui a fost decizia lui, știți ce zic. Nu, nu, nu mai bine acceptam, mă îmi că n-am acceptat. Fuh, mă îmi pare rău că n-am acceptat 50 și ceva de milioane, fraților. Ai, ai, dureros un pic. Poate trebuie să-l accept. Ui, Renato Sanchez, două Hu Nebun, nebun delegat ăsta, mă. Dar cine știe, poate vine Real madrid și Real madrid o să fie mai, uh, să zic așa, generoasă. Bun, hai, uh, cât să cerem pe el? pe totuși, mă, totuși, vin o, o, grămadă de oferte și nici una din ofertele astea nu e ce ce-mi doresc eu. Vreau bani pe el, mă, vreau bani, vreau bani! Uite, mă, vete, mă, te mă, Marsei, mă, că văd că n-aveți bani, că văd acolo 5, 8, 7, nu știu cât. Asta înseamnă că au rămas fără bani, mă, du-te, du-te! Vii aici să-l cumperi pe nebunul ăsta fără bani, mă, fără bani. Știi ce sunteți voi, mă? Ce Pah. Bun. Hai, Fire Nord. Poate voi, poate merg la Fire Nord. Ia yes, dăm 13 milioane spune că valorează băiețașul ăsta. Oare să vă dau pe Silvio, 1.700.000? Mm, hai să vă am alți uh, jucători de ăștia, poate cu probleme, știi, și așa tot scap de ei. Dico Graham nu e cu problemă, Cody iarăși nu e cu stres, um, eu nicio ciuie ăla, mă rog. Hmm, Cody 1600, na, n are rost. Hai, ok, 9, no. vă 9 milioane. Hai, hai că-mi trebuie, hai că-mi trebuie un RB, hai că-mi trebuie un RB, caca. Boss, I wanted to let you know that bla bla bla, I might be slain, bla bla bla. Oh, shit. No, și Caca ne-a anunțat că s-ar putea ca asta să fie ultimul lui sezon la echipa noastră și s-ar putea să se retragă. Într-adevăr, mă așteptam ca să vină această zi uh, tristă asupra acestui jucător fantastic, se retrage Caca și, na, măcar se retragă la echipa noastră, poate o să ajungem în Champions League și desigur va ridica Caca cupa Champions League pentru o ultimă oară vorba aia și da, va rămâne de văzut. Ok, de mai ce am mai găsit. U, ăsta e nu știu ce posibil să fie bun și ăsta posibil să fie bun. Așa, băi, la germani, mă. Aici, mai aici, junior, mă. Pac, pac, țaca, țaca. Transfer pentru Dragovski, nu. Disallow and reject further offers. Nu vreau să vând pară Dragovski. Punct. Punct și de la capăt. Uh, Wolfsburg, ha. Celalți, Celalți, Aici ar trebui să facem ceva de genul o, o filială, știi? O filială de pretenie între uh, Wolverhampton și Wolfsburg. Ce fan ar fi. Bun. Ui, Doherty. Da, s-a accentat ăla. Ghezal, din nou. Ghezal e Ghezal, fraților. degeaba, ba. Omul ăsta și face datoria. Punct și de la capăt. Așa și trebuie. Bravo, Ghezal. Bun, 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 bun. Acolo Renato Sanchez, pac, pac, un alta, tiki, 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 taka. Ta na 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 na. Hai, hai, vreau să vând, vreau să vând jucători, fraților, vreau să vând jucători, să-mi cumpăr jucători. Pe moment, oricum o să să văd de sigur. Uh, Tomescu, asta pare cu posibil potențial. Ah, ah, ah. Prodan, uh, și ăsta, Troaster. Bun. Ai, ce-am făcut? Ui, cred că a fost o ofertă bună. Hmm. Ok, știi ce? Hai că ofer 10. 10 plus uh, Cody. Hai să ne așa. 10 plus Cody. Bun. 10 plus Cody, să scăpăm și de Cody. Leipzig. Nu cred că vine Leipzig și mă oferă 17 milioane pe Ghezal. Leipzig. N-aș fi zis niciodată că cei de la Leipzig o să vină și o să mă oferă atâția bani. Wow, no, uh, reject, reject my friend, următoarea ofertă, n-aveți voi bani spaniol, hai, 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 văja Ok, dacă vine atunci Leipzig și mi-l oferă pe, mi oferă atâția bani pe Ghezal, eu nu sunt foarte, foarte fericit. Băi, îți o grămadă de bani. Foarte bine, foarte, foarte bine, ia să vedem, fix problem. A, ah, deci Cilio, tu te-ai rupt acolo, oh, lolo! Da, hai că îl pun acolo pe delight Pe delight Chiar dacă poate că nu e la poziția lui Nu contează, se obișnuiește Va juca, se va descurca De ce dacă vorbesc așa? Ok Gezal și Musonda, bravo, bravo voi știți, voi știți miezul voi știți miezul, bravo Hai, poate că jucăm și cu pasta, ce tare ar fi U, uh, două herti, două milioane Oferiți-mi patru 4, 4, 4 pe el, 4 merită. 4 bulioane pe două hârtii. Hai băieții, că e și un picuț tânăruc, e un așa, e un așa. Nu! No! Hai mă! Because he's unwilling to relocate at this time, i -s. Deci, ăsta, negociere de transfer între Leipzig și Ghezal s-au rupt din cauza că Ghezal nu dorește să se mute, to relocate. Nașpa. Da, Ok, se vede că Cody a făcut diferența aici. Cody a făcut diferența între a-l aduce pe Mensah sau nu. Foarte bine, bravo Cody, măcar scap și de asta. Este, bravo băieții. Squad report, ia să Ia, ia. 7794. 7591. 65, ăsta e slăbuț afară. Ăsta e mai slăbuț, iarăși afară. Mocanu e bun, ăla e bun, asta iarăși a slăbit mult. Ian Newman, bun, ăsta 7, ui, 94, 87, ăsta iarăși a slăbit. Nu, Prodan iarăși este slab. Și atât? Stai un pic, stai pic, m-au aruncat ăștia sus. Ok, ia, Cojucaru, mă. Cojucaru, varianta cal calitate. 7, 7 94, îl mai lăsăm ăsta un picuț și poate că l-aduce pe ăsta ca se rezervă de portar. Blană! Bun. Ia cine? A, ah, da, caca, s-a rupt caca, am înțeles. Așa, hai atunci să-l punem acolo pe Gunnarsson sau să-l pun pe Ștefănescu, mai degrabă pe Ștefănescu, așa. Ok, Dicola e de vânzare, ok, poate ar trebui să-l pun pe Coșta, că Coșta e mai bun pe poziția respectivă sau pe Vela. Hmm, hai să lăsăm pe Vela. E, S, R, așa. Asta este, asta, Ah, îl lăs pe Vela, pe Vela. Eu cred că se va descurca foarte bine și Vela, marea finală European Shield. Hop, 3-0. Simplu, Delight, Rakitski și Piati, Simplu, am câștigat cupa. Am câștigat cupa, Rakitski continues to perform. Bă, eu, eu sunt cel mai tare. Eu sunt cel mai tare, cel mai tare din parcare. Și desigur, aici se oprește acest episod... Frumos spus așa Din uh, Kermode Wolverhampton Unde desigur am tot văzut Am stat, ne-am gândit Ce transferuri, ce și cum și cum să facem Și desigur uh, Aici o să poate să-l vinde și pe două hârtii del încolo Așa cu Cody rămâne de văzut că vreau desigur Să-l achiziționez pe Mensah ăla Și uh, da, ne auzim pe data viitoare dragi și prieteni Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați clip pe butonul ăla De like, încă așteptăm să să Vindem jucători și desigur, odată ce vindem, ce mai strângem niște bănuți, ne punem pe transferuri de calitate. Până atunci, vă urez numai bine, puteți să spuneți în comentarii de mai jos idei de transferuri și desigur, numai bine, bye bye!